Actuala stradă, Sfatul Țării, a început să fie construită prin anii 20 ai secolului 19. Inițial, aici s-au stabilit comunități ale mici burghezilor, miseriași, mici comercianți și proprietari de case. Ele erau împărțite după criteriu național, moldoveni, ruși, maloruși, greci și polonezi. Aceste comunități erau conduse de staroste care supravegheau colectarea impozitelor, îndeplinirea muncilor obștești obligatorii și aveau dreptul de a arbitra mici conflicte care se iscau între membrii comunităților. Această stradă și-a primit numele de Sfatul Țării, pe bună dreptate, abia după 1990. Când Sfatul Țării nu era un nume de spaimă, ci un nume de glorie. Pentru că în capul acestui străzi, într-adevăr, se află Palatul Sfatului Țării, locul unde a activat primul Parlament al Republicii Populare Democratice Moldovenești. Dar, odinioară, această stradă a mult mai multe denumiri și fiecare era într-un fel justificată. Să zicem, strada Meșeanscaia a fost pe vremuri, adică strada Filistinilor, și acest nume, la fel, are o argumentare. Pentru că pe această stradă sunt foarte puține instituții de stat, dar sunt mai mult case particulare, casele oamenilor bogați, dar nu foarte bogați, deci ele sunt nu prea mari, într-un nivel mai rar în două și evident că după 1924 strada și-a schimbat denumirea, devenind Vladimir Herța. De ce Vladimir Herța? Vladimir Herța a fost un primar de Chișinău, care a murit în 1924. Casa lui Herța de pe Ștefan cel Mare se sprijină cu partea laterală pe această stradă. Deci era indicat ca o bună parte în această stradă să se numească Vladimir Herța. Am mai avut un nume tot, deci această stradă a fost în două împărțite. Până la Ștefan, actualul, și după Ștefan. Încă un nume care l-a portat această stradă a fost Mihail Golenișov Cutuzov. Deci Mihail Cutuzov, generalul care a câștigat sau a pierdut bătălia de la Borodino, dar care în fond a învins francezii în război la 1812, care de fapt s-a ocupat de anexarea Basarabiei și a trecut-o de la turci la ruși, a avut și el deci o parte, un segment în această stradă. În perioada sovietică, strada se numește Miciurin. De ce Miciurin este mai puțin argumentat? Miciurin n-a avut nimic cu Chișinău, dar că o pietate în față de această personalitate a făcut ca unul din străzi centrale a Chișinău să fie Miciurin. Ce avem pe această stradă? Avem, în primul rând, la numărul 2, o casă particulară, o vilă foarte interesantă, care astăzi are o semnificație istorică prin faptul că aici activează redacția ziarului Literatura și Arta. Este un săptămânal de cultură care îl conduce scriitorul Nicolae Dabija și este una din puținele publicații de cultură care reflectă starea literaturii, teatrului, artei noastre în general. Fațadele sunt lipsite de detalii decorative, mizându-se pe liniile precise, suprafețele netede și echilibrul volumetric al formelor. Efectul artistic este obținut prin divizarea grafică în panouri a fațadelor. Procedeele fac parte din arhitectura constructivistă, prezentă și în aspectul zidului din incinta curții cu elemente de metal. În perioada sovietică, aici a fost găzduită filiala Institutului din Kiev, Gipro Selimaș. Casa cu numărul 3 este cunoscută ca aparținând între anii 1891-1895 familiei arhitectorului Cupcea. Clădirea a fost realizată în baza stilului clasicist cu elemente eclectice. Fațada principală are o compoziție asimetrică cu 5 ferestre și o intrare amplasată lateral. Dinspre strada Cogălnicianu se profilează 8 ferestre, dintre care 2 au fost înlocuite mai recent cu uși, iar altă fereastră a fost tăiată. Decorul e în corespundere cu exigențele modernului din secolul XIX, evidențiindu-se discurile și 3 striuri ce intră în componența încadramentelor ferestrelor. Tot pe această stradă, între străzile Cogălnicianu și Șusev, se află fostul orfelinat al Chișinăului. Deci orașul avea grijă de copiii orfani și zemstul a decis să construiască un orfelinat ceva mai la vale de Muzeul de Istorie Naturală. Dar tot zemstul, în perioada când, în 1889, când a avut o expoziție foarte interesantă agricolă, a utilizat aceste spații pentru expoziția agricolă și a decis ca ele să rămână în componența Muzeului de Istorie ca o secție de arhivă și meșteșuguri. Tot aici a fost construită cărmuirea zemstului și atunci zemstul și-a luat aceste spații pentru necesitățile sale.
Complexul de clădiri ocupă o jumătate din cartier 60 pe 30 de stânjeni. Clădirea centrală a fost construită între anii 1854-1857. Legătura dintre încăperi era asigurată de un culoar care străbătea toată clădirea, pe ambele părți fiind amplasate dormitoare pentru 15 băieți și 15 fete. Tot aici erau amplasate clase pentru lecții și ateliere pentru instruirea în muncă. Ultima clădire a fost construită în perioada interbelică, amplasată perpendicular străzii Sfatul Țării, cu arhitectura în spirit neoromânesc. Casa cu numărul 9 datează cu jumătatea a doua secolului XIX, având o arhitectură eclectică în baza stilului clasicist, dar cu influențe ale arhitecturii populare. Elementul decorativ distinctiv al casei este motivul florii de piatră care împodobește încadramentul ferestrei. După același model, numit 5 stringeni, a fost ridicată casa de alături. Proiectul model prevedea 5 odăi și 12 ferestre. Fațada principală este asimetrică, având 5 ferestre și o ușă amplasată lateral. Decorul de cândva nu mai există. Ferestrele au fost înlocuite cu altele moderne, lucru inadmisibil pentru un monument de arhitectură. A rămas doar una intactă. Ferestre termopan observăm și la casa cu numărul 13, aliniată la celelalte două case construite după același proiect. Edificiile care s-au păstrat totuși nu pot reda atmosfera străzii de altă dată. Documentele atestă că aici cândva erau multe case de menire socială. Pe adresa numărul 10 era cizmăria, vis-a-vis spălătoria și vopsitoria. Ceva mai la deal, prăvălia de pâine, o cafenea. La casa numărul 8 se vindea brânză, mai jos articole de galanterie, peste o casă se vindeau fructe, aparate electrice și mecanice, mezeluri, parfumerie, iar în casa numărul 25 era berăria, fiindcă tot aici era amplasat complexul fabricii de bere Bohemia. Partea veche a fabricii de bere datează cu a doua jumătate a secolului XIX și este o clădire în două niveluri. În perioada postbelică a fost adăugată partea cu 4 etaje. La intersecția cu strada București, o placă memorială indică că în această casă a locuit arhitectul Alexandru Bernardați, autor a peste 30 de edificii din Chișinău. Cele mai cunoscute sunt Liceul Dadiani, Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, Duma Urășenească. În vara anului 1859, la Chișinău a sosit Wilhelmina Bernardați, mama cunoscutului arhitect și sora sa Ecaterina Matilda Bernardați, care au cumpărat o casă într-un parter și demisol cu dependențe și anexe. Sub scările de la fațada scurtă care duc spre intrarea secundară pot fi văzute ferestrele demisolului protejate de un grilaj de metal. Intrarea de onoare era amplasată pe strada București. Această casă a fost construită după un alt proiect model al timpului de 7 stânjeni cu 6 odăi. Pe această stradă se află o școală foarte interesantă. În Chișinău a existat o comunitate deci catolică puternică, lângă Biserica Catolică. Erau undeva 800 de catolici la 1843, dar această comunitate catolică și-a construit și o școală pentru copiilor. Și pe strada Sfatul Țării 26 este edificiul fostei școli poloneze din Chișinău. Vă dați seama că polonezi erau în Chișinău dacă ei aveau nevoie de o școală pentru copiilor. Tot în acest spațiu, deci se află deja clădiri moderne, pe care noi trebuie să le pomenim, Ministerul Justiției, Teatrul Ținta Latină, Parlamentul Republicii Moldova, Reședința Președintelui Republicii Moldova și o clădire care astăzi este utilizată ca ospătărie a Parlamentului, dar de fapt este clădirea unui om foarte important pentru Chișinău, Teodor Soroceanu, care a fost consilier municipal și chiar membru în Sfatul Țării. Tot în partea de jos al acestei străzi o să găsim câteva vile interesante, particulare, dar care sunt vile frumoase pentru Chișinău, pentru că sunt executate într-un stil mai puțin cunoscut la Chișinău, stilul brăcovenesc, care abia în anii 90 a început din nou să-și capte o înflorire. Clădirea a fost ridicată în perioada interbelică în două etaje cu planimetria identică. La începutul secolului 21, clădirea a fost amplificată cu un volum nou care a modificat aspectul inițial. Planul casei este unghiular, cu latura lungă orientată în adâncul parcelei. Spre stradă sunt organizate intrările printr-o terasă deschisă mărginită de coloane. La nivelul 2 se află o logie aerată mărginită de stâlpi de lemn îngemănați în formele arhitecturii populare.
Clădirea de alături datează cu anul 1932. Proprietarul originar nu este cunoscut. În 1940, în această calitate, este atestat medicul pediatru Kaufmann. Clădirea este amplasată cu o retragere de la linia roșie, lucru care a permis să fie construit mai recent un gard decorativ în același stil. Individualitatea ei constă în organizarea fațadei principale în spiritul neoclasicismului. Logia intrării este susținută de două coloane stilizate și este flancată de două încăperi de aceleași dimensiuni, luminate fiecare cu câte un grup de două ferestre. În perioada sovietică, aici era grădinița de copii numărul 8. În mod stupid, alături s-a stabilit cu sediul secției afacerilor interne a raionului Stalin, iar mai la vale, camera de dezalcoolizare plasată într-un monument de arhitectură națională, care ulterior a fost demolat. Iar astăzi, pe acel loc, se înalță un colos proaspăt dat în exploatare. Când cobor la vale mai jos de strada Columna care o intersectează, atmosfera devine mai liniștită de mahala, probabil din cauza celor câteva salcii ce par a avea o vârstă onorabilă. Casa de la colțul cartierului a fost concepută la sfârșitul secolului XIX pentru trei apartamente, fiecare cu intrările principale dinspre stradă și cu intrări secundare dinspre curte. Unul din apartamente, totuși, a fost utilizat ca unitate comercială. La intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Sfatul Țării se află o casă de locuit, construită la sfârșitul secolului XIX, care formează un front continuu cu edificiul de la numărul 32. Are un plan unghiular cu un subsol în partea fațadei folosit ca prăvălie, iar mai târziu atelier de meșteșugărit. Etajul a fost conceput pentru două apartamente la care se urca pe scările poziționate față în față de-a lungul străzii. Strada Sfatul Țării nu este mare. Ea are 1,4 km, începe de la strada Matievici și se termină la strada Sfântul Andrei. Este o stradă care, pe părerea mea, ar trebui să fie amenajată foarte bine, pentru că istoria noastră începe de la Sfatul Țării. Strada Sfatul Țării numără în total 21 de monumente de arhitectură, inclusiv 10 de însemnătate națională. Două din ele au fost demolate.